Iubiți frați și surori, când vorbim despre căsătorie, vorbim despre un act foarte special, dincolo de toate pregătirile noastre, dincolo de frumusețea zilei, așa cum o anticipăm, așa cum ne dorim într-o asemenea zi, trebuie să înțelegem că scopul principal este binecuvântarea lui Dumnezeu. Ați venit aici să primiți binecuvântarea lui Dumnezeu. Darius și Sara, toate lucrurile sunt importante. Începând de la florile frumoase care vă înconjoară. By the way, I like this arrangement. It looks good. Okay. Lot of white flowers. That's probably this is the theme color for you. May it be for the rest of your lives. Dincolo de prezența noastră a tuturor, dincolo de sărbătoarea care va fi la masă, dincolo de toate binecuvântările pământești cu care vă vor onora musafirii. Și întotdeauna încurajăm pe frați, pe surori, familiile prezente să vă binecuvinteze într-o asemenea zi, pentru că e mare lucru să începi cu un pic de boost, cu un pic de avans, un pas înainte. Dar dincolo de toate acestea, pentru că mă gândesc că se întâmplă peste tot și cu aproape toate familiile care se înființează. Bine, nu mă refer cum era în urmă cu câteva zeci de ani, poate 100 de ani, când doi tineri începeau cu lingura de lemn. Asta era proverbial în România. Dom'le, când ne-am căsătorit am avut o lingură de lemn și am mâncat dintr-o singură farfurie cu o singură lingură. Ani de zile când n-am avut mai mult. Au trecut vremurile alea, însă ce a fost valabil și atunci și ce rămâne valabil și astăzi este, cel mai important lucru este să plecați de aici cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Și binecuvântarea lui Dumnezeu se leagă de legământul pe care îl încheiați astăzi. Sunt trei lucruri pe care aș vrea să vi le spun cu privire la acest legământ, atât de important, important și prin faptul că sunteți voi aici ca să-l încheiați, prin faptul că sunt cei dragi, familia imediată, cei care v-au crescut, părinții sunt aici să fie martor la legământul vostru, biserica este aici să fie martor la legământul vostru, dar în Maleahi capitolul 2, versetul 14 spune: pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta. Cine este martor și martorul principal la legământul pe care îl încheiați astăzi, mai mult decât un contract, mai mult decât o promisiune, mai mult este o promisiune în legământul acesta, dar legământul acesta înseamnă că două vieți se unesc, că doi devin unul. Legătura aceasta tainică nu poate face decât Dumnezeu și a făcut-o prin creație, pentru că El a instituit familia, dar o face prin binecuvântare. Câtă vreme umbrela binecuvântării va fi deasupra căminului vostru, legământul acesta va fi irreversibil, irrevocabil. Și sunt trei lucruri despre legământul acesta pe care aș vrea să vi le spun, despre legământul căsătoriei. Mai întâi, promisiunea acestui legământ. Promisiunea acestui legământ. Știți care este promisiunea acestui legământ? Că legământul acesta este până la moarte. Toate promisiunile pe care le facem în lumea aceasta au disclaimers, clauze. Legământul acesta este valabil dacă. Legământul căsătoriei este până la moarte. Este o promisiune pe viață. Pe viață și pe moarte. Nu doar pentru astăzi, nu doar pentru un an, nu doar pentru câțiva, nu doar pentru zilele frumoase și bune ale vieții voastre, și pentru tot restul vieții. Știți de ce? Pentru că acest legământ a fost secularizat, scos din contextul binecuvântării lui Dumnezeu.
Și oamenii merg la sfatul popular și noi nu v-am căsătorit astăzi dacă n-ați avea o hârtie, o aplicație de la sfatul popular, pentru că recunoaștem și legea în virtutea căreia sunteți uniți în fața societății. Dar toți merg la sfatul popular să se căsătorească sau la cort. Nenorocirea este că tribunalul, cortul sau sfatul popular te leagă și te dezleagă. Există clauze și există căi de ieșire pe care mulți oameni le folosesc. În promisiunea acestui legământ, ideea este până la moarte, till death do us part. Practic, în legământul lui Dumnezeu nu există decât o singură ușă pe care poți să ieși și care se numește sfârșitul vieții. Când oamenii ies din această legătură, nu doar rănesc pe soțul sau pe soția căruia i-au făcut această promisiune a legământului, ci rănesc și ofensează onoarea lui Dumnezeu care a fost martor. Și aici, în Maleahii, cuvântul lui Dumnezeu este extrem de aspru pentru familiile de atunci și pentru multe familii de astăzi. Versetul 13 din Maleahii 2 spune: iată acum ce mai faceți, acoperiți cu lacrime altarul Domnului, cu plânsete și gemete. Nimeni n-a venit să aducă găleți cu lacrimi la altar. Și nimeni n-a făcut înregistrări de gemete, de țipăte dureroase, să le aducă, să le dea drumul să se audă în fața altarului. De unde, cum au ajuns aceste lacrimi, plânsete și gemete? Că Biblia spune că ei au adus daruri de mâncare. Din casele oamenilor care își dezonorează familia, de acolo. Și Dumnezeu n-a auzit nici cântecele, n-a văzut nici jocurile, n-a văzut nici jertfele. Pentru că Dumnezeu are o cale de a auzi, nu numai ce vrem noi să-i aducem în public să se audă. Dumnezeu are o cale de a vedea și de a auzi ce este în secretul vieții noastre, ce e în casa și între pereții căminului nostru, ce e în secretul trăirii noastre de fiecare zi. Și când noi venim și aducem o jertfă și spunem: am cântat, am predicat, am recitat, Dumnezeu zice: n-am auzit nimic, pentru că jertfa ta este bruiată de plânsete, de gemete și de lacrimi. Spune: nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, frumoasa, drăguța, modelul cu care te-ai căsătorit. Și care acum, acum că a avut câțiva copii, acum că nu mai arată cum a arătat acum 10-20 de ani, acum că umblă cu șorți, și că miroase a ceapă, că a venit din bucătărie, că ți-a găsit mâncare și că-ți crește copiii și îi leagănă pe picioare toată noaptea și că e ciufulită, că n-are timp să meargă la coafor sau mai știu eu unde, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ și este valabil și pentru el când vine de la parchet obosit și muncit și nu mai are mâinile finuțe, ci butucănoase, de muncă și de cărat tubaifori și de instalat taile și vine plin de praf. Ce să facă săracul? Că uneori de oboseală se mai răzbună și el pe mâncare și nu mai arată cum arăta acum 10 ani. Frați și surori, stimați miri,
Promisiunea acestui legământ este o promisiune pe care o faceți într-o zi a idealurilor. Toate lucrurile sunt șnuri, toate lucrurile sunt frumoase astăzi. Dar o faceți și pentru mâine, și pentru poimâine, și pentru un an de acum, și 10, și 20, și 30. Și vă promit solemn eu că nu o să mai fiți peste 10 sau 20 de ani cum sunteți acum. Puțini oameni sunt mai frumoși mai târziu decât acum. Am zis puțini ca să nu zic nimeni. Dar eu îți promit să o iubești peste 20 de ani cum o iubești astăzi. O să-i fii loial și credincios astăzi, dar și peste 20 de ani. Odată povestea pastorul Richard Vrumbrand că a fost la un serviciu de căsătorie și pastorul care a predicat la acel serviciu de căsătorie a spus mirelui și miresei, de fapt voi astăzi vă căsătoriți nu cu unul, cu trei. Oamenii au rămas șocați. Da, și e adevărat. Zice, frate Mire, tu te căsătorești cu trei și soră Mireasă, tu te căsătorești cu trei. Și a spus, în primul rând te căsătorești cu persoana pe care o vezi. Frumusețea asta, delicatețea asta de ființă. Doi, te căsătorești cu persoana pe care nu o vezi. Te căsătorești cu persoana care e înăuntru. Și sper din toată inima, frate Mire, că te-ai uitat atent, soră Mireasă, te-ai uitat atentă ca să vezi dincolo de paravan, dincolo de coajă. Sper că ai văzut nu doar ce e vizibil, sper că ai văzut ființa din interior, că nu întotdeauna ființa din exterior este ființa din exterior. Și în al treilea rând, te căsătorești cu cel sau cu cea care va deveni, care va fi peste 10 ani, peste 20, peste 30 de ani. Darius, și seara, dacă v-aș da o poză, cum o să arătați la 60 de ani? Ați mai zice da astăzi? Sigur? Pentru că te căsătorești cu persoana aia, cu șanțuri, cu riduri. Care trebuie să stea din ce în ce mai mult în oglindă când pleacă. De ce? Pentru că nu mai stau lucrurile pe el sau pe ea așa cum stăteau cu ani în urmă. Dar eu știu că o iei pe seara de astăzi, o iei și pe seara de peste câțiva ani, peste 20-30 de ani. Că dacă nu, promisiunea acestui legământ se va întoarce ca un bumerang. Și dacă nu te va lovi aici, te va lovi în eternitate, pentru că Dumnezeu ține cont de aceste promisiuni. Și să ferească Dumnezeu, nu pe cine își face de lucru cu un alt om, că poți să iei o săgeată ascuțită, să o înfigi în inima și în spatele persoanei care i-ai jurat credință și să o învârtești de 100.000 de ori, să-i provoci lacrimi și dureri și să nu se poată răzbuna cu nimic vreodată. Dar să știi că săgeata aia va atinge inima lui Dumnezeu și răzbunarea este a Domnului! Așa că uitați-vă cu atenție, dragi tineri, uitați-vă cu atenție la lucrurile care se văd și la lucrurile care nu se văd. Fiți atenți că niciodată el sau ea nu te va respecta pe tine mai mult decât își respectă părinții.
îți promit că nu o să te iubească și nu o să te respecte mai mult decât o respectă pe mama sau pe tata. Îți promit că nu te va respecta, nu te va onora și nu te va cinsti niciodată mai mult decât îl cinstește pe Dumnezeu și casa lui. Uite-te cum vorbește, uite-te cum se poartă, uite-te cum se îmbracă. Pentru că dacă n-ai să te uiți cu atenție, ai să suferi cumplit. Ai să suferi cumplit. Promisiunea legământului. În al doilea rând, perfecțiunea legământului. Fratele pastor Adrian vorbea mai devreme despre faptul că suntem imperfecți. Cum e posibil ca doi oameni imperfecți să fie parte dintr-un legământ perfect? Și când vorbim despre dragoste, vorbim despre dragoste și înțelegem multe lucruri și dacă le amestecăm, e grav. De asta dragostea de Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu este foarte esențială, că dragoste din asta firească e și ea importantă. Biblia, să știți că dintre toate lucrurile firești, Biblia zice că alea firești nu-s bune, dar dragostea firească e bună. Că zice Biblia că în vremurile din urmă oamenii nu vor mai avea nici pe aia. Măcar pe aia dacă aveau. Dar ceea ce face legământul acesta perfect nu este cât de frumos te uiți la ea și spui, cum am găsit eu o fată așa de frumoasă? Că fiecare crede în ziua anunții că cea mai frumoasă fată din lume, dacă nu crezi că e cea mai frumoasă fată din lume, e vai. Cel mai frumos băiat din lume. Nu e, dar pentru tine trebuie să fie. Ea nu e cea mai frumoasă fată din lume, că n-are cum să fie, că e vorba de gusturi aici. Dar pentru tine de azi înainte trebuie să fie. Și acum și când împlinește 80 de ani. Nu scrie versetul, nu scrie în proverbe câți ani are femeia aia ideală, bărbatul ăla, se pare că erau mai înaintați în vârstă, că au avut timp să facă foarte multe lucruri. Spune, tu le întrești pe toate. Tu le întrești pe toate. Și în cinste, și în frumusețe, și în toate lucrurile. Ceea ce dă perfecțiune acestui legământ este tocmai prezența lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Coloseni 3 cu 14 spune, dar mai presus de toate acestea, sunt multe lucruri, multe ingrediente care contribuie la unirea voastră, la formarea familiei voastre. Zice, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii sau legătura perfecțiunii, the bond of perfection. Voi nu sunteți perfecți, dar legătura dintre voi e perfectă dacă e legătura iubirii lui Dumnezeu. Asta e perfecțiunea acestui legământ. Știți că asistăm la ceva perfect în această dimineață, între toate lucrurile imperfecte. V-ați muncit să fie o nuntă frumoasă, să aveți totul aranjat și îmi place, ați fost destul de rezervați și modești. Mă bucur de lucrul ăsta. Ceea ce dă perfecțiunea acestui legământ este dragostea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva extraordinar despre dragostea lui Dumnezeu. V-am pus să semnați un marriage covenant. Ori de câte ori se căsătoresc tineri, nu-i căsătorim dacă nu semnează acest marriage covenant. Au semnat și o hârtie cu promisiunea că au păstrat în puritate relația lor, că au avut grijă să lase pe Dumnezeu să fie deasupra acestei relații și să vegheze asupra lor. Și apreciez din toată inima atunci când tinerii vin cu inima deschisă și spun, da. Însă, în acest marriage covenant îi surprindem de multe ori pe tineri pentru că it's old fashion. Scris în limba engleză, dar old fashion. Și face parte din multe vows și promisiuni pe care tinerii, în cultura americană, pe care noi o credem foarte deschisă, încă se rostesc. Toate aceste lucruri pe care noi le spunem aici și punem să semneze pentru ele,
Să știți că sunt imposibile fără dragostea lui Dumnezeu. Doar cu o dragoste firească e imposibil să semneze așa ceva. M-am uitat în ochii lor să văd dacă le tremură mâna, când semnau, au semnat foarte repede. Bine, am amenințat că nu-i însor și nu-i mărit dacă nu semnează, dar totuși un pic de rezervă puteau să aibă. N-au avut nicio rezervă. Însă vă citesc ce angajamente și-au luat. Că de-aia legământul lor e perfect, din cauza la aceste promisiuni pe care și le fac în dragostea lui Dumnezeu, în credința că nu vor fi răniți și loviți de aceste promisiuni, că astea fac parte din dragostea lui Dumnezeu și le vor face bine. Today in the sanctuary of Elim Romania Pentecostal Church, as God is above us and His church around us, we hereby solemnly declare, I, Darius Ardelian, take you, Sarah Janosch, to be my wedded wife. With deepest joy, I receive you into my life, that together we may be one. As is Christ to His body, the church, so I will be to you a loving and faithful husband. Always will I perform my headship over you, even as Christ does over me, knowing that His lordship is of the holiest desires for my life. I promise you my deepest love, my fullest devotion, my tenderest care. I promise I will live first unto God rather than others or even you. But I promise that I will lead our lives into a life of faith and hope in Christ Jesus, ever honoring God's guidance by His Spirit through the Word. And so throughout life, no matter what may lie ahead of us, I pledge to you my life as a loving and faithful husband. You said yes, Darius. You signed. Keep it, my friend. I, Sarah Janosch, take you, Darius Ardelian, to be my wedded husband. With deepest joy, I come into my new life with you. As you have pledged to me your life and love, so I too happily give you my life. And in confidence, but that's a confidence you can only have if the Lord is the headship of your husband and your household. In confidence, submit myself to your headship as to the Lord. As is the church in her relationship to Christ, so I will be to you. I will live first unto our God, and then unto you, loving you, obeying you. Oh, that's hard, but it's biblical. It's hard, but it's biblical. It's biblical, sisters. It's biblical. Caring for you and ever seeking to please you, God has prepared me for you, and so I will ever strengthen, help, comfort, and encourage you. Therefore, throughout life, no matter what may be ahead of us, I pledge to you my life as an obedient and faithful wife. Yes. But that's impossible outside of a perfect covenant. And Darius, no matter what you signed, and no matter what you promised, if you don't have the headship of Christ above you, and if you step outside the guidance and the leadership of our Lord in your family, you cannot impose something on her that is hurting her conscience and her relationship with Christ. You can't. It's out of bounds. This is guaranteed to happen for as long as that perfect love, the love of God, which is the perfect bond in your marriage, will be there. Am vorbit de promisiunea legământului, perfecțiunea legământului și încheiem cu perpetuarea legământului. Știți că cea mai veche făgăduință a binecuvântării a fost: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți tot pământul. Psalmul 127 cu versetul 1, începând: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc, dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Asta înseamnă zidește-o și păzește-o, dar cu Domnul.
Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâinea ca în somn, nu în somn. Ca în somn, nu în somn. Sunt visharnici. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe, ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci nu vor rămâne de rușine când vor robi cu vrăjmașii lor la poartă. Mă rog din toată inima ca Domnul să vă dea copii și să vă dea copii sănătoși și să vă dea copii ascultători, să vă dea copii frumoși, să-i creșteți în frică și temere de Domnul, pentru că asta e perpetuarea legământului vostru. Pentru părinții voștri că stau astăzi aici, legământul vostru este o perpetuare a legământului lor. Și la rândul vostru, mă rog într-o zi, dacă nu vine Domnul până atunci, dacă nu se strică toate lucrurile astea, că o să se strice, da? Sperăm să mai avem câțiva ani, să ajungeți într-o zi pe scaunele alea de onoare, să bucurați de cei care încheie legământ, de urmașii voștri. Asta este perpetuarea binecuvântării și a legământului pe care îl facem.